pentru X tin de la 1, din, să spunem, radical, din 5X minus 1, minus 2, totul supra X pătrat minus 4X plus 3. Deci când ne propunem să calculăm limita așa asta, avem, practic, la dispoziție funcția f de x, funcția asta rațională în care intervin și radicalul, deși irațional. Și ne întrebăm, ce se întâmplă când ne apropiem cu x și de 1? Ce o fi făcând y-ii, imaginele, în clipa aceea, în perioada asta? Au și ele y-ii aceia, șirul de y au, are șirul de y tendința de a se apropia de cineva? Dacă da, înseamnă că limita este chiar valoarea pe care o descoperim. Dar asta, indiferent de șirul de x, dacă cu un alt x, șir de x, ne apropiem de unul altfel socotit, șirul y o desfacă același lucru tot timpul. Asta trebuie să fie foarte clar. Atunci spunem că avem limita unei funcții într-un punct. Altfel, nu există. Concret, într-o astfel de situație, cel mai rapid, mergem să înlocuim pe x cu 1. Gândim noi, poate este vorba de un punct din domeniul de definiție și atunci valoarea va fi chiar ceea ce găsim după înlocuire. Limita va fi chiar ceea ce găsim după înlocuire. Înlocuind aici vine 5 ori 5 minus 1 radical din 4, 2. 2 minus 2, 0. Deci sus ne dă 0, supra 0. Aceasta este o nedeterminare, așa cum știți foarte bine. 0 pe 0 este o nedeterminare. Șirul valorilor, așa cum vedem în clipa asta prin locuire, mă conduce la o nedeterminare, funcția asta mă conduce la o nedeterminare de tipul 0 pe 0. Nu putem spune că sigur nu există sau că există. Aici trebuie să facem niște artificii de calcul să încercăm să ocolim nedeterminarea asta. Faptul că face 0 înseamnă că x egal cu 1 este rădăcină pentru numărător și tot așa și pentru numitor. 1 reprezintă pentru funcția asta un punct de acumulare. De ce punct de acumulare? Pentru că în 1 numitorul este 0 și atunci ceva pe 0 nu are rost. Fiind un punct de acumulare, îmi permit aici să încerc să fac niște artificii, nu? Ce artificiu este indicat aici? Ca să ies din încurcătura asta. Hai. Conjugată, sigur că da. Prezența radicală, mă, deci egal mai departe cu cine am spus? Egal cu limită pentru x tind de la 1, din. Aplicând conjugata asupra rămâne 5x minus 1 minus 4, totul supra, descompun deja aici jos x minus 1 pe lângă x minus 3. X minus 1 pe lângă x minus 3. Pe lângă, am spus că am aplicat conjugate, da? Pe lângă radical din 5x. 5x minus 1 plus 2. Și egal cu limită pentru x tind de la 1 din 4x minus 4x pe lângă 4 pe lângă x minus 1. 5. Nu, 5 este. 5, corect. 5 pe lângă x minus 1 supra x minus 1 pe lângă. În partea asta putem locui. 1 minus 3 minus 2 pe lângă 2 plus 2, 4. Ori 4. Și atunci este egal cu x minus 1, că x minus 1 se simplifică. Și aici este momentul când scăpăm de necaz. Și ne dă 5 pe cât? 5 supra minus 5 pe 8. Aceasta este limita funcției. Acesta este numărul spre care tinde șirul valorilor funcției. Șirul de y și care apa. Minus 5 pe 8. Un alt exemplu. Ia să mai luăm, să zicem așa, limită pentru x tind de la 1 din, hai să zicem așa, a la puterea radical din 5x minus 1 minus 2 plus b
la puterea radical din radical în C3 din 7x plus 1 minus 2 totul supra 2 și toată treaba asta la puterea 1 pe x pătrat minus 7x plus 6. Nu stăm pe gânduri deloc, ci încercăm să înlocuim, să vedem ce se întâmplă. Când înlocuim pe x cu cât? Cu 1. Ia să văd cât obțin după înlocuirea lui x cu 1. Deci egal cu? A la puterea 5 la a doua minus 2, 0, a la 0 care este 1, plus B la puterea 7 plus 1, 8, radical din indice 3 din 8 este 2, minus 2, 0, B la puterea 0, 1, 1 plus 1, 2, supra 2, 1. Deci egal cu 1 la puterea? 1 la puterea. 1 supra x la 2 minus 7x plus 6, 1 minus 7, minus 6 plus 6, 0. 1 supra 0, 0. 1 supra 0, 1. Infinit. Deci depinde din ce parte venim. Poate fi minus infinit sau plus infinit. Cert este că e 1 la infinit. Deci suntem în situația de 1 la infinit, operație care știm ce reclamă. Ce vom folosi în tip asta, dacă avem unul la infinit? Numărie. Numărie. Haideți să construim numărie. Egal cu? Infinită. Pentru x tinde la 1 din a la puterea radicală. Hai să le construim. 1 plus, grave, n-ai da. 1 la fază. 1 plus. 1 plus, un pic mai mare se scrie, așa cum scriu eu. Da? Un pic mai mare chiar. Ca să se poată în extra. 1 plus. A la puterea 5x radical din 5x mai mare, plus da. 1 da, minus 2 plus B la puterea radical indice 3 din 7x plus 1 minus 2 supra 2 da. Minus 1 totul la puterea 2 supra. O secundă. De ce la 2 supra? Nu, după ce a dus la același viitor. După ce a dus la același viitor acolo. Tot la puterea 1 pe x la a doua minus 7x plus 6. Egal cu limită pentru x tinde la 1 din 1 plus a la puterea radical din 5x minus 1 minus 2 plus b la puterea radical indice 3 în 7x plus 1 minus 2 minus 2 da, minus 3 la fază totul supra 2 exact la cred că e bine să treci aici să construiești limita ca să ai spațiu. Deci vei trece să limba la tăiga cu limită pentru x un pic mai jos limită pentru x din la 1 din 1 plus a la, la puterea radical din 5x minus 1 minus 2 plus b la puterea radical din 3 din 7x minus 1 plus 1 minus 2 minus 2 la fază totul supra 2 și toată asta la puterea 2 supra așa a la puterea radical din 5x minus 1 minus 2 plus b la puterea radical indice 3 din 7x plus 1 minus 2 la bază minus 2 da. Ori, în dreptul linii de fracții, sper că se înțelege, înmulțită de aici, se înțelege înmulțit, pune punct, înmulțit cu
mulțit cu A la putere, radical din 5x minus 1 minus 2 plus B la puterea radical indice 3 din 7x plus 1 minus 2 minus 2 supra. Da. Supra 2 înmulțit cu 1 supra x la a doua minus 7x plus 6. 1 supra x la a doua minus 7x plus 6. Exact. Numărul e până aici. Da, pune-o acolo, așa, bine. Deci, de acolo, 1 plus expresie la invers acelea este numărul e, încât de desubt îi spune egal cu e la... e la puterea limită pentru x tinde la 1 din a la radical din... așa, a la radical din 5x minus 1 minus 2 plus b la radical indice 3 din 7x plus 1. Da. Minus 2, minus 2 la bază, supra 2, înmulțit... Dar 2 pe lângă, 2 pe lângă x pătrat minus... da, 2 pe lângă, x pătrat, minus 7x plus 6. Exact. Ei, haideți să locuim. Ce se întâmplă acum dacă locuim pe x cu 1 aici? Ai spus că asta face 0. Da. A la 0. 1, B la 0, 1, 1 plus 1, 2, 2 minus 2, 0 pe 0. Deci suntem încă 0 pe 0 acolo. Nu-i bine așa. E la 0 pe 0. E la 0. Dar nu o să punem că de 0 pe 0, ci să vedem cum ieșim din situația creată. În clipa de față... din nou conjugat. Din nou conjugata. Totuși până atunci conjugata cui? Că nu mai este o situație simplă așa. Eu cred că A la ceva, când vedeți A la o expresie și face expresia 0, o alta este limita fundamentală spre care vă gândiți. A la ceva minus 1. A la expresie minus 1, dar trebuie să facem rost de minus 1. Perfect! Pe minus 2 rupem în două. Ia să spunem, egal cu... nu credeți în cap acolo, te rog de sus, egal cu... limită. E de fracție. Eu aș propune să rupem în două, să zicem A la minus 1 B numitor, da? Plus B la. Da? Ca să organizăm ușor ce ne trebuie. A la trebuie. La radical din 5x minus 1 minus 2 minus 1 supra 2 pe lângă x la a doua minus 7x plus 6. Corect. Plus. Plus limită. Limită. De la 1 din linie de fracție B la puterea radical din 3 din 7x plus 1 minus 2 supra și minus 1 minus 1 la bani supra 2 pe lângă x la a doua minus 7x plus 6. Așa. Și egal mai departe, la bază, da. Egal cu... hai să vedem ultima linie, să o exploatăm și pe aceea. Egal cu... e la putere. Limită. Pentru că sunt de la 1. Construim fundamentala. Da, 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 avem fundamentala aceea. A la o putere minus 1 supra cea, exact. Acea putere. Supra exponentul acesta, exact, fiindcă face 0. Da. Deci vine linie de fracții. A la radical din 5x minus 1 minus 2 minus 1 supra radical din 5x minus 1 minus 2 supra 2 pe lângă x la a doua minus 7x plus 6 plus limită din a, da, înmulțit cu radical. Corect. Din 5x minus 1 minus 2 în paranteză, într-o paranteză. Bine, plus limită pentru x tinde la 1 din
Linii de fracție. B la puterea radical din C3 din 7x plus 1 minus 2 la puterea. Da, minus. Și minus 1 la bază. Totul da. Supra. Radical din C3 din 7x plus 1 minus 2 înmulțit cu radical din C3 din 7x plus 1 7x plus 1 minus 2 totul supra 2 pe lângă x la a doua minus 7x plus 6. Așa. Cred că o să trecem tocmai pe partea asta. Tablă. Trebuie să o spatem pe la urmă asta. Egal cu E la puterea. E la puterea. O secundă, să vedem aici. Ce se întâmplă cu ăsta de aici? Cât face fundamental asta? Logaritmul natural din A. Logaritmul natural din A. Până aici. Deci A la o expresie minus 1 supra expresie face logaritmul natural din A dacă expresia se duce spre 0. Și se duce spre 0. Deci va veni logaritmul natural din A ori radical minus 2 supra anumitor. E să scriem și noi. E la. Logaritmul. Da, 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 e bine. X din A1 din logaritmul natural din A. Așa. Ori linii de fracție. Pe lângă, pe lângă, deschide parteza. Radical din 5x minus 2. Așa, minus 2 în afară. 5x minus 1 a fost. Între timp ai trecut greșeala asta. Nu, nu, aici e x de bine 2. Minus 1 aici. Sub radical minus 1. Deci radical din 5x minus 1. Minus 2 în afară. Da. Minus. 2. Supra. 2 pe lângă x la a doua. 2 pe lângă... X. Hai să scrii și pe x la a doua într-un alt mod. X minus 1 pe lângă x minus 6. Da. Deci... 2 pe lângă x minus 1 se lângă x minus 6. Corect. Plus. Plus. Scrie de desul plus limită. Limită pentru x din de la 1 din logaritmul natural din B, pe lângă radical din C3 din 7x plus 1 minus 2 totul supra 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x minus 6. Și egal cu dedesubt e la e la e, ce avem de gând să facem aici? Logaritmul supra 2 poses în fața limitei. Logaritmul natural din A pe 2, că e o constantă. Logaritmul din A supra 2. Ori limită din, pentru x din de la 1, din... Facem conjugată. Deodată conjugată. Și sus rămâne 5x minus 1 minus 4. Supra. Supra jos 2 pe lângă x. Minus 1 pe lângă stop. Pe 2, că am fost în față. 2 l-am scos. Așa. X minus 1 și aici X minus 6 putem înlocui pe X cu 1, că n-are rost să duce după noi. Minus 5. Minus 5. Deci punem minus 5. Așa. Pe lângă. Pe lângă. Conjugată. Radical din 5. 5. X minus 1 plus 2. Așa. Plus. Plus. Plus, iese logaritmul natural din B pe 2 în fața limitei. Multiplul limită pentru x din de la 1 din... Linii de fracție. 7, nu. Ia să vedem aici. Aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Radicalul, conjugata, de ce ori de va trebui? 3. Deci, va veni asta la a treia, minus 2 la a treia. Dispare, bine, 7x plus 1. Scriem 7x plus 1. Minus 8. Minus 8. Totul supra. Punem minus 5 pe lângă
x minus 1, că este... Da, pe lângă. E conjugata. Hai să o vedem undeva de o parte conjugata, pentru că aici aș vrea să văd conjugata. Deci vine radical x 3. 7x plus 1, cum era, minus 2, pe lângă, iată conjugata. Radical din. A pătrat, deci radical din 3 din. A pătrat. E 7x plus 1. La pătrat. Deci. Radical din 3 din 7x plus 1, la pătrat. Pe lângă. Nu, no, pe lângă. Iată. A, A la 3 minus B la 3, ne gândim la formulă. Face A minus B. A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. La tine A-ul este radicalul, iar B-ul este 2. Deci ai spus A minus B pe lângă A pătrat plus AB. Și A radical din C3. 2 ori radical. Plus 2 radical din... Din C3, din 7. Plus B pătrat. 2 la pătrat, 4. Ei, închide parteza. Fiindcă ai aplicat conjugata lui A minus B aici, ai pus bucata asta toată, ți-a dat A la a treia, a dispărut radicalul, minus B la a treia. Da. Dar trebuie să fie acum jos pus, neapărat că altfel modificăm rezultatul. Însă nu o să mai scriem toată. O să scriem ceea ce înlocuim rezultatul înlocuirii lui X cu cât? Cu 1. 7 și cu 1, 8. Radical din 3 din 8, 2. 2 la a doua, 4. Deci pun de sub 4. Plus. Plus. Radical din C3 din 8, 2. 2 ori 2, 4. Plus 4. Plus 4. Și plus 4. 2. Deci egal cu 12. Așa încât aici să zicem înmulțit cu 12. Ați înțeles de ce 12 a rezultat în urma aplicării conjugate. Egal cu dedesubt, e la limită pentru x. Logaritm natural din A. Da, da, logaritm natural din A. Pe 2. Ori. Limită pentru x din de la 1. 5 pe lângă x minus 1. Da, da, așa este. 5 pe lângă x minus 1. Supra. Totul supra. Minus 5. Cât este? Jos este minus 5 pe lângă x minus 1. Pune minus 5 pe lângă x minus 1. Și aici înlocuim și vine 2 ori 2, 4. Ori 4. Plus. Plus. Să spunem de sub logaritm natural din... B. Da. Supra 2 ori limită pentru x din de la 1 din linia de fracție. 5 pe lângă, nu, 7 pe lângă x minus 1. 7 pe lângă x minus 1. Supra. Minus 5 pe lângă x minus 1 ori 12. Acum este momentul fericit. Acum este momentul când scăpăm din nedeterminare, pentru că x minus 1 cu x minus 1, x minus 1 cu x minus 1 și obținem egal cu, aici hai să scriem, e la puterea logaritm natural din A supra 2. Da, logaritm natural din A supra 2. Ori cât este? Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Deci minus 1 pe 4 ori minus 1 pe 4 plus, cât ți-n cap, logaritm natural din B pe 2 înmulțit cu minus 5 pe minus 7 pe 60. Ori minus 7 pe 60. Iată, cam ăsta este cât de cât rezultatul. Mai poate fi prelucrat, pentru că în fața logaritmului putem spune minus 1 pe 8. E la minus 1 pe 8. Ia să vedem unde mai găsim spațiu. Cât de cât. Haideți să ștergem aici. Uitați-vă așa, să ștergem un pic și să scriem în zona asta. Egal acum cu E la
E la minus cât am spus? Minus 1 pe 8 ori logaritm natural. Din cât? Din A. Și minus 7 pe 120. Minus 7 pe 120 ori logaritm natural din B. Ei, mai putem face o mișcare. Minus 1 pe 8 poate să urce ca și exponent. Minus 7 pe 120 ca și exponent. Se strânge logaritmul. Deci egal cu E la logaritm natural din A la minus 1 pe 8 plus logaritm natural din B la minus 7 pe 120. Așa, doi logaritmi se strâng, face logaritm natural din produs A la minus 1 pe 8 pe la minus 7 pe 120 și E la logaritm natural din A ori B la chestia asta, cât face? Exact numele ăsta, la minus 1 pe 8. Ori B la... Da, acolo a fost. Păi este egal cu final, cu... Hai să scriem ca să vadă acum. E la logaritm natural din A la minus 1 pe 8. Da. Ori B la minus 7 pe 120. Egal ca și răspuns, chiar cu numărul A la minus 1 pe 8. Nu conform proprietății, ce e aia? A la logaritm bazat din X egal cu X. Iată, acesta este răspunsul final în cadrul limitei pe care am făcut-o. Acesta este răspunsul. Putem spune că a fost o limită destul de interesantă. Asta a fost limita pe care am avut-o, nu? De făcut. Hai să vedem. Mai întâi am constatat că suntem în cazul 1 la infinit. După care am construit numărul E. Am muncit, l-am construit. Iată aici este construcția 1 plus la puterea invers. Invers expresii ori. Și ce mai era înainte? Mi-a dat E la limită. Aici sunt în 0 pe 0, dar A la ceva care face 0 mă duce cu mintea spre o altă fundamentală. A la minus 1. Iau din 2 și rup în două bucăți. Iată, s-a făcut chestia asta. Supra acel ceva. Construim fundamentala A la minus 1 supra expresie, înmulțit cu expresie. Din clipa în care am construit fundamentala, ne ducem aici și iată, logaritm natural din A face prima fundamentală, cealaltă logaritm din B. Logaritm din A pe lângă C, A apărut acolo, radical minus 2 supra X minus 1 pe lângă X minus 6. La fel logaritm din B pe lângă. Și acum acționăm cu conjugata. Ideea pentru că, pentru care este, de ce avem conjugata? Pentru că în final doresc să ajung la simplificarea de aici. X minus 1, X minus 1. Și toată limita, ca și număr, valoarea limită este A la minus 1 pe 8 ori B la minus 7 pe 120. Am folosit un număr E și fundamentala care? Trei lucruri am folosit pe drum. Numărul E, fundamentala A la A și conjugatele, nu? La radical. Deci trei lucruri interesante. Haideți să șteargă cineva tabla. Haideți să șterge tu tabla, te rog, aici. Între timp eu am să... Vă propun o altă limită. Iată, ștergem că se poate de bine, pentru că dacă rămâne, nu se vede deloc bine la filmare. Să încercăm o altă limită, să spunem așa. Limită pentru x tind de la 0 din 1 minus radical din cos de x ori radical din cos de 2x, hai să spun. Ori radical indice 3 din cos de 3x totul supra 1 minus cos de x ori cos de 2x ori cos de 3x mai departe ori cosinus de nx.
Deci, așa este limita, doresc să o facem. Dacă aveți vreo propunere, haideți să trecem la limită, sigur, că altceva ce se face. Deci să mă pui pe X cu cât cu 0, să vedem ce situație se creează. Mulțumesc, foarte noroc. Da? Deci să mă pui pe X cu 0 și vedem ce se întâmplă. Cine încearcă? Aștept inițiativa voastră. Dacă locuim pe X cu 0, ce se întâmplă? Poți de 0? 2, 0, 0. 1. Radical din 1. 1. 1. 1 ori 1. 1. 1 minus 1. 0. Și jos? 0. 1 ori 1, ori 1, ori 1, ori 1, ori 1, 1. 1 minus 1, 0. Suntem în situația de 0 pe 0. În determinare. Cum o să acționăm? Da? Cine mă ajută? Haideți. Nimeni nu îndrăsnește. Cum propuneți? Am putea practica să o gândim ca o limită supra o limită și să rezolvăm pe rând. Da, e corect. Dar dacă faci limită de sus pe limită de jos, faci 0 pe 0. Dacă te gândești la vreo mișcare, la un artificiu ca să-ți meargă treaba. Sus putem abstrâna și scădea un radical de pozitiv de 2x. De pozitiv. Da, repet, luată numai așa, nu te duce la o nedeterminare, ci un zero sus. Ai avut bună ideea să gândim ca limită de sus, dar un artificiu elegant. Poate nu se vede ce e artificiu, dar atunci îți propun să facem următoare limită. Facem una ajutătoare. Limită pentru x tind de la 0 din limit de fracție 1 minus cos de x, totul supra x pătrat. 1 minus cos de x este 2x pătrat. Deci egal cu limită pentru x. Limită. Pentru x din de la 0, din? 2x pătrat de jumătate de x. Da, 2x pătrat de jumătatea unghiului de x pe 2. Și este o fundamentală. Da. Supra cât ar trebui să fie ca să fie fundamentală? Supra x pătrat pe 4. Pe 4. Tu mai ai decât x pătrat. Pune un 4 și un 4 în față. Și acum încadrăm pe asta. Încadrăm așa. Asta e fundamentală, că e sim pătrat de argument supra argumentul la pătrat. Și la puterea sinusului. La puterea sinusului, corect. Nu mai este limită. Din 2 pe 4 care face 1 pe 2. Nu mai pun limită. Deci după de x. Da? Deci nu mai este x. X atunci valoarea limitei este 1 pe 2. 1 pe 2. De acord. Ei, vă sugerează ceva? Da. Cum acum? Să înmulțim și să împărțim cu x pătrat. Cu x pătrat, sigur că da. Deci să spunem supra x pătrat și supra x pătrat. Așadar, iată cum încercăm. Aici sus. Sus. Deci vei spune egal cu limită pentru x timp de la 0 din linii de fracție lungă și un pic mai sus, așa, 1 minus radical din cos de 2x o radical indice 3
din cos de 3x, totul supra x pătrat. Și jos, jos, 1 minus cos de x ori cos de 2x ori cos de 3x ori puncte, puncte ori cos de 10x, totul supra x pătrat. E corect, nu? Matematic, e corect pentru că x pătrat, x pătrat acolo. Așa. Ei. Acum, cred că acum, dacă socotim, limita de sus este un 0 pe 0 și jos este iarăși un 0 pe 0. Deci îți permis să iei L1, numai numărătorul. Deci fie L1 egal cu limită pentru x din de la 0 din scădem un radical din cos de 2x. Deci vine 1, limită. Limită. Mai întâi limită pentru x. E de la 0. Din. 1 minus 1 minus 1. Cos de 2x minus radical din x pătrat. De la capăt, egal cu limită pentru x din de la 0. Putem să-l distribuim pe x pătrat la, nu, la cele două, la primul grupaj, 1 minus radical și până la celul de-al doilea. Deci 1 minus radical din cos de 2x supra x pătrat plus limită cos 1 minus radical din ce? 3 din cosinus de 3x. Cosinus de 3x supra x pătrat. Cos de 2x e 1 din ce? Radical de 3x. A, ăsta de aici? Da. Ăsta ne... degeaba îl ducem după noi. Radical din cos de 2 e 1. Ne determină la x menținem. Aici este 0 pe 0. 1 minus 1, 0 pe 0. Și la fel aici este 0 pe 0. Cum facem aici? 1 minus... Nu, da, e radical acolo. Conjugată, scăpăm de radical, sigur că da. Deci egal cu limită pentru x din de la 0 din... supra x pătrat pe lângă la fel plus limită pentru x din de la 0 din linie de fracții acolo ce conjugată? De ordinul 3. Deci sus este 1 minus cos de 3x, iar jos este x pătrat pe lângă 1 la pătrat, deci 1, plus ab, plus 1 radical, plus radical indicii 3 din cos de 2x, plus b pătrat, adică radical indicii 3 din cosinus pătrat decât de 3x. Așa și închide paranteza dreaptă. Pune aici o paranteză dreaptă. O să ne oprim aici acum. Da. Minus 1, că...
1 minus radical din cos de 2x ori radical. Radical din 3 da. Cos de 3x. Da, da. Jos, 1 minus cos de x. Cos de x. Ori cos de 2x. Așa. Totul supra x pătrat. Așa este. Observați că avem limita unei fracții înseamnă limite de sus supra limite de jos. Și avem două limite. Și avem două limite. El 1, care este un 0 pe 0. Da. Și acum pot să fac tot felul de artificii. Și la fel jos, un 0 pe 0. Hai să ne ocupăm de L1. Deci ne ocupăm de L1. L1 egal cu limite pentru x din de la... Bine. Nu, 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 e radical din cos de 2x. Trebuie să fii atent. 2x. Totul supra x pătrat. Totul supra x pătrat. Acum acolo... Radical din cos. Adunăm și scădem un radical din cos. Egal cu limite pentru x din de la... Din de fracții. 1 minus radical din... Radical din cos. Cos de 2x. Plus, plus radical din cos de 2x. Am adunat și am scăzut. Minus ce este aici? Minus radical ori radical? Cosinus de 2x. Ori radical, indice 3. Totul supra... Exact. Egal cu de la capăt. Putem să facem echipajul ăsta pe x pătrat și din coace și scoate și în da? Două limite deodată. Egal mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din. Unul minus radical din cos de 2x. Totul supra x pătrat. Da. Plus limită pentru x tinde la 0. Poate pe radical din cos de 2x în factor, pe lângă 1 minus radical din 3. Cos de 3. Totul supra x pătrat. Iată-ne în situația aceasta de a calcula limita asta. Aici ce ai de gând? Dacă locuiești, nu 2x, supra x pătrat este acolo. Dacă locuim aici, pe x cu 0, se întâmplă că avem cos de 0, 1, 1 minus 1, 0, 0 pe 0. Cum te descurci? Avem scădere? Nu. Avem acolo fundamentală. Da, nu-ți permite radicalul. Radical la pătrat. Cum să ridicăm la pătrat? Că una e limita aceea și alta e pătratul. Se poate. Nici vorbă. Altceva. Cum scăpăm de radical? Așa aplicăm conjugata. Da. Deci aplicăm conjugata A minus B avem, da? De lângă A plus B. Deci egal cu dedesubt, limită minus radical din cos de 2x. Cos de 2x. Pe lângă 1 plus radical cos de 2x. Totul supra x pătrat pe lângă x pătrat pe lângă 1 plus radical din cos de 2x. Exact. Doar pe astea e adăugat, da? Până închide paranteza. Plus limită de la a doua. Limită pentru x tind de la 0. X tind de la 0. Din linii de fracții. Oare are importanță? Nu. Nu. Nu are importanță. Aici putem locui pe x cu 0. Da. Cu 0 face 1. Da. Când e cazul aici este 0 pe 0. Tot conjugat. Da? Conjugata? Din 3. Deci vine 1 minus radical din 3 din cos... Din cos de 3x. Totul pe lângă. E atentă! 1 la 3, 1 la pătrat. Da, este același lucru bun. Plus AB, da, 1 radical, e foarte bine. Mă gândesc, te las, poftim, continuă. Plus radical din cos de...
la 3 din... Sigur că da, plus B pătrat. A. Păi les, plus B pătrat, care este cine? B pătrat, cos de 3... Radical în C3 din cos de... Radical în C3 din cos de 3X. De 3 din cos de pătrat. Așa. Și acum pune asta într-o paranteză dreaptă, începând de aici. Exact. Deci este A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Asta e conjugată la A. Să ne amintim formula A la 3 minus B sus. A la 3 minus B la 3. A la 3 minus B la 3. Că cine este egal? Egal cu A minus B. A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B la 3. Plus B pătrat. Deci observ că așa trebuie văzut, altfel n-ai nicio șansă. Conjugata, deci este A pătrat plus AB plus B pătrat. Supra X pătrat pe lângă, X pătrat care era, pe lângă bucata care ai pus-o. 1 plus... Atentă. 1 plus radical în C3. 3 din cos de 3X plus radical în C3 din cos de 3X, totul la pătrat. Așa. Așa. Să trecem pe tabla cealaltă. Haideți să vedem care este situația. E cam mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din a minus b până a plus b face a la a doua minus b la a doua. Deci vine 1 minus cos de 2x. Da, cos de 2x. Totul supra. 2x pătrat. Da, exact 2x pătrat, că astea face 1 și 1, 2x pătrat. Supra 2x pătrat plus limită. Plus limită de x din toată bucata asta. Ia să vedem cât este asta. A minus b plângă a pătrat plus a plus b pătrat, cât este? Adică 1 la 3 a. Minus? Deci 1 minus cos de 3x este. 1 minus cos de 3x. Supra 3x pătrat. Iată, i-a spus deodată 3x pătrat, că este 1 plus 1 plus 1 la aici. Supra 3x pătrat. Egal mai departe, cu limită pentru x tinde la 0 din... Acum, sigur că da, acționăm. 2x în pătrat de... Nu? Nu, de jumătate a 1. De x. Da. 2x pătrat de x. De x supra 2. Păi de ce supra 2? De 2x pe 2? 2x pe 2x. X? Da. Da? Totul supra x pătrat. 2x pătrat. De ce 2x pătrat? Totul supra exact argumentul la pătrat. S-o produs fi perfect acum. Da. Da? X pătrat. Ori x pătrat. De ce ori x pătrat? Stai o secundă. Dar de ce ești tu supărat? De ce nu? Păi uite, pe cine ești supărată, da? Pe cine ești supărată? Păi nu e așa, 2x în pătrat de x, de 2x, așa, de jumătate, da, ca x, da. Nu, x pătrat, ori bine, ori x pătrat. Dar de ce ori x pătrat? Dacă l-am avut aici. Păi l-am avut de așa. Deci cât era aici? 2x pătrat, da? Pune 2x pătrat. Deci nu mai trebuie să pui aici 2 supra x pătrat, ori x pătrat. Deci ce rost are când ai x pătrat de așa aici? N-ați înțeles? Nu. Bine. Cât este 1 minus cos de 2x? 2 și pătrat de 2. 2 și pătrat de x, pe scurt. Da. Da. Și ca să fie fundamentală, cât ar mai trebui lui... Supra x pătrat, ori x pătrat. Supra argumentul la pătrat. Dar argumentul care este? X la pătrat. Da, da. Am avut așa, ce rost are să mai zici supra x pătrat, ori x pătrat, da, tot la fel, da. Da, da. Noi pierdem timpul așa cu chestii de astea. Ne permitem să pierdem timpul așa. Nu ne permitem. Plus limită pentru x tinde la... Plus limită din 0. Din 2. 2 sin pătrat de... Din pătrat de 3x pe 2. Da. Supra 3x pătrat, corect. Și egal de resucur. Aici 2 pe 2, 1. 1. Deci egal cu 1 plus limită. Limită. Pentru x tinde la 0.
aici? Cât ar trebui la sinus ca să fii fericit? Lui sinus cât îi trebuie acolo să fii fericit? Argumentul său, la pătrat. Care e argumentul? 3x pe 2. Și cât faci 3x pe 2 tot la pătrat? 9x pătrat pe 4. 9x pătrat pe 4. X pătrat ăla. Da. Ăla pe x pătrat. Pun un 9 pe 4 și văd 9 pe 4. Păi dacă argumentul este 9x pătrat pe 4, x pătrat l-am avut. Da. 9x pătrat pe 4 și uitați așa. Și asta e fundamentală. 2 pe 3 ori 9 pe 4 faci. Da, 9 pe 3. 2 cu 4 simplificăm 2, 3 cu 9, 3, 3 pe 2. 3 pe 2. Deci plus, ștergi aici, plus 3 pe 2. Așa mă numește. 5 pe 2. 5 pe 2. Aceasta este valoarea limite. 5 pe 2. L1, da? Da. Deci putem să spunem că L1, iată, l-am și găsit, L1 egal cu 5 pe 2. De cine ne mai ocupăm acum? L2. Haideți, înainte de a trece la L2, să mai insistăm un pic. Toată subtilitatea a fost... Supra x pătrat. Da, dar puteam să spun și supra x. Mergea și supra x, că tot 0 pe 0 face. Da. Sau x la a treia. Sau x minus 1. Dacă era x minus 1, da, era... Da. Nu? Numai, numai x. Dar putea să fie... De ce x la a doua? Da, x la a doua. X la a doua ca să facă fundamentare. Asta. Eu am anticipat unul minus cos, că va fi 2 sin pătrat. Da, așa. 2 sin pătrat și lui sinus îi trebuie x pătrat. Nu-i trebuie altceva. Da. Dacă puneam x la a treia sau x la a cincea sau mai simplu x, nu mergea limita, nu mergea jocul. Deci observați, artificiul e făcut funcție de situația concretă din teren. Dacă exercițiul a cerut chestia asta, asta e făcut. Dar ca să meargă treaba, trebuia să aveți perspectiva rezolvării, nu? Perspectiva rezolvării că, în final, după manierele făcute, ajungi la 1 minus cos care face 2 sin pătrat. Și 2 sin pătrat este, îi trebuie argumentul la pătrat. Perfect. Ei, încă un moment interesant. A fost adunat și scădem radical din cozi de 2x. Că altfel așa, cum să aplici conjugata? Că unul are indice 2, altul indice 3, n-ai ce faci. A fost un artificiu elegant. Deci adunăm și scădem radical din cozi de 2x. Și am rupt în două limite. Asta. Și la fiecare conjugată, elegant lucrăm, da? La așa. Ajung acolo. 1 minus cos de 2x și 1 minus cos de 3x, unde pot aplica formula 1 minus cos de ceva face 2 sin pătrat de jumătate și totul merge cât se poate clar. Deci asta trebuie să înțelegi noi la limita. Deci nu plecăm chiar foarte repede lângă limită, pentru că chiar mi-a plăcut. Și el urmă a fost destul de elegant și destul de interesant. Să vedem ce surprize ne folosește el 2, ne va oferi L2. Ia să vedem. Hai să ne ocupăm de L2. L2 este 1 minus cos de x. Cos de 2x, cos de 3x, cos de n, x, supra x pătrat. Ia să vedem acolo cum acționa. Deci, îți dai seama că nu o să poți să faci deodată ieșițiu. O să încerci. Pentru n egal cu 1, ce devine ieșițiu? Pentru n egal cu 2, da? Ia spune, pentru n egal cu 1, avem. Când n egal cu 1, rezultă? Rezultă 1 minus. Limită. Rezultă că ai de-a face cu limită pentru x din de la 0. Din. 0 din 1 minus cos de x, ori cos de 2x, ori cos de 3x. Nu e adevărat. Dacă n este 1, da, ori cos de x. Da, cos de x. Păi da, cos de x nu e chiar primul. Da, primul. Asta înseamnă că nu mai ai cum să avansezi. Da. Că ultimul e chiar ăsta. Da. A, n-ai înțeles cum se face la particularizare. Deci faptul că e înlocuit pe n cu 1, înseamnă că ultimul este cos de x, da, care e tocmai primul. Da. Și nu mai sunt în cos. Deci nu mai e niciunul de ăștia. Nu mai există nimic. Da.
Deci îți rămâne numai 1 minus cos de x tot supra x, supra x pătrat. Care am făcut-o la început și pe care am făcut-o și egal mai departe cu cât? Cu 1 pe 2. Așa. Pentru n egal cu 2, de desubt. Spuneți-vă că n-aveți nevoie de profesor. Profesorul șterge tabla. Care e rolul profesorului? Ori cos de 2x. Cos de x ori cos de 2x? Totul pe x pătrat. Într-adevăr, când x e egal cu 2, când nu e egal cu 2, cos de 2x. Deci ne oprim la cos de 2x. Și acum nu scădem... Aici facem la nu scădem un cos de x egal. Hai să vedem, egal cu limită pentru x din de la 0. Am adunat și am scăzut un cos de x. Da. Și minusul în continuare cine era? Minus cos de x ori cos de 2x. Cos de x ori cos de 2x. Totul supra cât? X pătrat. Ce putem face acum? Grupăm în două, grupăm. Deci egal cu limita L1 și pe L2. Cos de x ori cos de 2. Na, na. Dar aici era cos de 2x ori cos de x. Deci, eu am zis să scrie exact cu asta. N-ai vrut să scrie exact. Ori cos de x. Egal cu limite. Asta e făcută de așa. 1 pe 2, deci 1 pe 2, plus limită. Limită din cos de x totul pe lângă 2. Cos de x. Cos de 1 minus cos de 2. Tot supra x pătrat. Așa. Egal de sub 1 pe 2 plus. Cos de 0 asta n-are rost să mai pui cu 1. 1, da. Și dăm 5 pe vine 2x. Limită pentru x din de la 0. Limită pentru x din de la 0 din 1 minus cos de acela face 2 sim pătrat de jumătate. 2 sim pătrat. Pe x, da, totul supra. De ce supra 2? Supra x pătrat. Și de ce ai scris așa chiar sus, ca să ai îngrămăit așa? Ai putut. Dar tu răspunzi de asta, nu? Sin de x pe x pătrat, asta face 1 și rămâne 2. Deci egal cu 1 pe 2 plus 2. 1 pe 2 plus 2. Dar pe 2 îl scriem ca fiind 2 pătrat pe 4. Pe 2. Așa. Deci egal cu 1 pe 2 plus... Iar pe 2-ul ăsta de aici, îl scrim ca fiind 4 pe 2. Da. Deci 1 pe 2 plus 4 pe 2. Ca să avem același numitor. Da. Și egal mai departe cu 1 pătrat plus 2 pătrat pe 2. Hai să scrii răspunsul aici. Șter... Dar nu tu trebuie să ștergi eu, nu? Eu sunt responsabil cu puletele. Haide, te rog aici. Să punem limita egal mai departe cu 1 pătrat. 1 pătrat, 2 pătrat, 2 pătrat. Exact. Am făcut și pentru n egal cu cât? N egal cu 1. 2. 2. Și cu 1 și cu 2 să facem pentru n egal cu 3. 1 pătrat, 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 1 pătr
Și? Și? Cum crezi că o să operezi aici? De 3x. De 3x? Ăsta. Ăsta e cel mai elegant. Da, adunați că dăm un cos de 3x. Se calcă limită. Pentru x tind de la... Nu de la, pentru x tind. Pentru x tind de la 0. Pentru 1 minus cos de x. Nu, cos de 3x. 3x, da. Plus cos de 3x. Deci, cos de 3x. Și minus ăsta tot. Cos de x, cos de 2x. Cos de 3x. Și cos de 3x. Înmulțit este. Uite, asta a fost cos de x, cos de 2x, cos de 3x. Și acum, 1 minus cos cu x pătrat o echipă și celălalt 2 o altă echipă, distribuim în două limite, egal cu de sub limită pentru x din de la... Limita pentru x din de la 0. Cos de 3x pe x pătrat. Cos de 3x. Plus cos de 3x. Plus limită. Limită pentru x tind la 0. Din? Cos de 3x. Cosinus de 3x. Pe lângă 1 minus cos de x. Cos de x ori cos de 2x. Corect. Totul supra? Totul supra x pătrat. Totul supra x pătrat. Sigur că da. Deci egal cu dedesubt. Limită pentru x tind la 0 din... Exact. Plus... Plus... Dacă aici locuiești pe cos de 0, e 1 și a rămas bucata asta. Am auzit o voce. Am făcut-o cu asta. Deci plus 1 pătrat plus 2 pătrat, tot de pe 2, că am făcut-o. Ce v-am mai mult ce cumpărat. Aici e cea mai departe cu... 9 pe 2. Și 9 pe 2 vine 3 pe 2. 9 pe 2. Face 9 pe 2, da? 3 pe 2. 9 pe 2 pentru că punem aici mulțim cu 9. Parcă mai făcut așa o mare. Da, da. 1 la pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat. Așa este. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat, totul pe 2. Să ne, o să ne permitem aici să locuim. Și să spunem că este egal cu 1 pătrat. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat. Asta este. Asta este în situația în care e egal cu cât cu? 3. Cu 3. Da? Când e egal cu 3. Ce credeți că vom face acum? E egal cu el. Nu, mergem mai departe. Facem și pentru e egal cu 4. Mai vreau să facem și verificarea asta. Să vedem. Anticipăm cam cât ar trebui să ne dea. Să vedem dacă este așa. Din. Totul supra x pătrat. Adunăm și scădem cu 4x. Cos de 4x, egal mai departe cu... Eu cred că e dedesubt, dar până o să-ți încapă. Tocmai va fi mai lung. Egal aici cu... Pentru x din de la 0, din... Plus cos de 4x și minus toate bucate. Scriem aici deasupra. Nu, nu, nu deasupra.
Egal cu cine. Când facem aici, va distribui numitorul, va face cât 4 la a doua pe 2, plus bucata cealaltă, care este deja făcută. Da. Deci, deci egal cu 1 la a doua, deci egal mai departe, 1 la a doua, să mărim un pic ritmul. 1 la a doua, plus 2 la a doua, 2 la a doua, plus 3 la a doua, plus 4 la a doua, 2. Observați. Observați că trecerea de la pasul 2 la pasul 3, de la 2 la 3, s-a făcut atunci scăzând ultimul cos. Da? Ultimul cos. La fel, de la 3 la 4, pentru a face pe 4, ne-am bizuit pe 3. Ne-am bizuit că am redus, practic, în scoatem un factor comun, o avem deja pe cea de la pasul anterior. Eu vă spun așa, că am parcurs din inducție, dacă vreți, prima parte. Verificare. Pentru n egal cu 1, dat 1 pe 2. Pentru n egal cu 2, ăsta ar fi răspuns. N egal cu 3. Și să rămân să trecem la etapa a doua, să rămân să fim aici. Demonstrația. Să simțim că vom face așa asta prin inducție. Deci, da? Demonstrația să fie. Demonstrația. Presupunem că am tot mers așa până la pasul K. Presupunem P de K este adevărat. P de K adevărat. Adică cine este P de K? Adică limită pentru X, scrie limită pentru X din de la din 1 minus cos de X ori cos de 2X ori puncte, puncte ori cos de kx, că asta înseamnă pasul da, da. Cos de kx totul supra pătrat. Totul supra x pătrat. Deci, încă o dată, noi am făcut pasul 1, 2, 3 și presupunem că am tot mers așa la până la pasul da. K. Și îl știm cât arată pasul K. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus punct din punct din K pătrat. Deci este egal cu, egal cu 1 pătrat plus 2 pătrat plus punct de punct de plus K pătrat. Totul supra? 2. Dacă așa este corect, la pasul K plus 1, cum ar trebui să arate? 1 la pătrat, 2 la pătrat, 3 la pătrat. Plus? Aici aveți trebuie plus K plus 1, dar pătrat. Deci ne întrebăm, P de K plus 1, P de K plus 1, cum arată? Pe de capul sunt semne de întrebare. 1 pătrat. Ar trebui să fie așa. Scrie limită pentru x tinde la 0. X tinde la 0. Din. Minus cos de x. Cos de 2x. Cos de 3x. Cos de puncte. Ori cos de kx. Kx. Ori cos de k plus 1. X. K plus 1. X. Totul supra. X pătrat. Care ar trebui să arate conform bunului simț? Așa cum am anticipat. Noi ar trebui să arate așa. 3 la 2 K la 2 plus K plus 1 paranteză la pătrat, totul pe 2. Totul pe 2. Așa ar trebui să arate. Însă să vedem. Să vedem dacă putem arăta că este corect. Cei ce intuim noi. BDK, să vedem dacă ne putem în demonstrația lui BDK plus 1 ne putem folosi de BDK. Da. Dar în demonstrația pasului 4 ne-am putut folosi de pasul 3 dacă am adunat și am scăzut cost de 4x. Da. Acum am adunat și scădea cost de K plus 1x. Să dăm un alt lucru. Să vedem dacă semnul de întrebare dispare. Da. Zicem, limită pentru x tinde la 0 din din minus cos de x, cos de 2x. Cos de 2x, cos de 3x. Și așa mai departe, cos de K plus 1. K plus 1 ori x. Totul pe x pătrat. Este egal cu. Deci ne apucăm de lucru acum. Că nu știm cât e adevărat. Noi acum încercăm să demonstrăm că este corect.
dar vom face așa cum am făcut de la 3 la 4 sau de la 2 la 3. Da. Vom aduna și vom scădea. Cine este aici în, în față? Este un cost de KX. Cost de KX. Deci egal cu limită pentru X tinde... Nu cred că scrie de sub, te rog. Dar nu că de sub. Egal cu limită pentru X tinde la 0 din... minus cos de K plus 1 X. Cos de... plus cos de K plus 1 X. Am adunat și am scăzut. Și minus toată bucata. Cos de X. Ori cos de 2 X. Și acum în spațiul ăsta de aici o să-mi scrii că distribui, face echipă supra x pătrat și de, face scoți în factor și supra x pătrat. Deci egal cu limită. Egal cu limită. Din 1 minus cos de K plus 1. Cos de K plus 1 x. Supra. X plus limita. Plus limita. Pentru x din la 0. Din cos de K plus 1 x. Așa. 1, rămas 1, minus. 1 minus cos de x, ori cos de x, ori puncte, puncte, cos de k, cos de k, x. Ori cos de kx, k. Totul supra x pătrat. Și egal acum aici, aici putem continua, egal cu U. Asta este K plus 1 la pătrat pe 2. Da. Că îți face fundamental la 2 sim pătrat, da? K plus 1 la pătrat pe 2. Plus bucata asta pe care deja o știm. Asta e la P de K pe care am spus că este adevărat. Adică cu scăta asta de aici. Deci plus 1 pătrat plus 2 pătrat. Totul pe 2. Într-adevăr, având același lucru, înseamnă că am arătat, deci de aici rezultă că ceea ce era semn de întrebare la noi dispare. Adică P de K plus 1 este adevărat. Deci acum rezultă P de K plus 1 adevărat. Este adevărat. Dar în demonstrație, de cine ne-am folosit noi? De P de K. P de K implică P de K plus 1. Exact! În demonstrație, tocmai asta dovedim. Da. Spuneți, am arătat că P de K implică și P de K plus 1 să fie adevărat. Dar P de K implică P de K plus 1. Da. Adică, dacă pasul 2 e bun și dovedit, înseamnă că și pasul următor e bun, 3. 3 fiind bun și 4 e bun. 4 și 5 și 5 fiind bun 6 și 6 bun 7 și am mai bun. Orice e. Da. Asta înseamnă, în clipa în care dovedim că P de K sprijină pe P de K plus 1, înseamnă că de fapt am făcut demonstrația, am făcut partea a doua inducție, demonstrația, și abia acum spunem P de N adevărat. P de N este adevărat. Adică L2, a doua limită, este nu altcineva decât 1 pătrat plus 2 pătrat plus N pătrat, totul pe 2. Asta e cea de-a doua limită. Da. Dar asta nu știu cât este 1 pătrat plus 2 pătrat plus N pătrat. E pe lângă N plus 1. E pe lângă N plus 1, pe lângă 2 N plus 1, totul pe 6. Asta e valoarea limitei L2. Da? Totul pe 6. Și L final, limita pe care am avut-o de făcut este 5 pe 2. Supra. 5 pe 2, hai să spun așa, mulțit cu 6 pe N pe lângă N plus 1, pe lângă 2 N plus 1
Iată, 2 cu 6 se simplifică și egal cu 5 ori 3, 15, 15, supra n pe lângă n plus 1, da. Pe lângă 2n plus 1, supra atât. Asta este valoarea lui. Da. Senzațional, extraordinar de interesant. Iată, inducția matematică folosește și calculul unor limite. Iată, inducția matematică, instrument la dispoziția voastră, de care vă folosiți, pe care îl întrebuițați ori de câte ori este nevoie. Să mai revedem o dată. Înainte să gustăm din frumusețea acestei limite, vă amintiți, v-am propus o așa limită, erați în panică totală, a fost nevoie de artificiul acela x pătrat pe x pătrat, ca să am două limite diferite, lui 1, lui 2, am lucrat la lui 1, am găsit răspunsul 5 pe 2, dar la lui 2 a fost așa de frumos, așa de elegant, încât nici nu ne-am închipuit. Am încercat să facem cazuri particulare, de fapt nici nu ne dădeam seama ce am de... Noi făceam primii pași ai inducției. În cazul de particulare, nu e egal 1, nu e egal 2, făceam de fapt verificare. Am intuit că arăta așa. Am intuit și am trecut la pasul 2 al inducției. Păi dacă așa stau lucrurile, înseamnă că BDK trebuie să arate așa. Și atunci BDK plus 1 ar trebui să arate așa. Dar hai să demonstrăm BDK plus 1. În demonstrație ne folosim de BDK. De fapt arătăm în demonstrație că pasul PDK, îl sprijină pe următorul, PDK plus 1. Asta este esențial. Că în demonstrație arătăm PDK, implică PDK plus 1. Așa cum am arătat că în demonstrația lui pasului 4, am folosit pasul 3, adunând și scăzând acest manevru. Și la pasul 2 am folosit de pasul 3. Tot timpul. Deci, de fapt, de aici am simțit care va fi procedeul. Nu? Deci din clipa în care am dat drumul la lucru aici, de la 2 la 3, de la 3 la 4, am simțit că manevra asta de adunat și scăzut cosinus de pe ultima poziție ne oferă șanse foarte mari. Foarte mari pentru reușită. Și așa am procedat mai departe. În final, limita aceasta superbă este pusă la punct. Merită să ne amintim din nou inducția matematică, da? Pentru că nici nu știți ce perdeți. Dacă nu știți inducția la... Dacă nu aveți instrumentul ăsta bine pus la punct. Deci este foarte, foarte important. Am văzut și la IN, când facem la matrici. Da. La IN, făceam ala 1, ala 2, ala 3, intuiam cam cum arată ala IN și demonstram că ala IN arată sigur așa. Presupunând că ala K arată de o anumită formă, ala K plus 1 arată nu știu cum, dar pentru A la K plus 1 ne ziceam pe... Am mai văzut inducția și la... la șiruri. Da, da. Când arăta monotonia, mărginirea, nu? Deci, atâta inducția, repet, rămâne instrument foarte solid. Pe care trebuie să-l știți foarte bine și să-l aplicați în toate situațiile care se impun. Atât. Logarnatural din cosinus de 3x supra e la x pătrat, da, e la x pătrat minus cosinus de 5x. Asta când x mai mic decât 0. Pentru x mai mic ca 0. Și egal cu altă exprimare. Să zicem radical din 7x plus 4 plus radical indice 3 din 5 x pătrat plus 8 minus 5 totul supra radical indice
radical indice 3 din 7x plus 1 plus radical indice 4 din 5x la 3 plus 16 minus 3. Asta cu x mai mare ca 2. Punem problema limitei acestei funcții în 0. Deci vrem să calculăm limita acestei funcții în 0. Iată ce pronunciere. Limită pentru x tinde la 0 din f de x. Egal cu ce? Deci cerem limită pentru x tinde la 0 din f de x. Ce părere aveți? Observăm că funcția aceasta presupune o exprimare, nu? Pe partea stângă, deci când x și vin din stânga și când în dreapta. Asta înseamnă că o să gândim limită la stânga și limită la dreapta. Deci o să avem două limite diferite. Și o să comparăm cele două rezultate. Dacă acele două rezultate, când vinim cu x și din stânga, deci dacă cele două rezultate vor fi egale, înseamnă că există limită în punct. Că în condițiile în care am vorbit de limita unei funcții într-un punct, am spus așa, indiferent cum ne apropiem cu x și de x0, fie din stânga, fie din dreapta, fie alternând, aceeași lucru trebuie să dea. Dar deocamdată, ca să facem limita pentru prima variantă, trebuie neapărat cu x și din ce parte să venim? Din stânga. Iar din coace, cu ce fel de x să venim? Din dreapta. Deci o să vorbim de el ies în 0 egal cu limită pentru x tinde la 0 x mai mic decât 0 din f de x. Sau mai spunem limită pentru x tinde la iată, x și din stânga, x și sunt crescători. O să folosesc așa, da? X tinde la 0. Pentru că, sper, vă închipuiți cum arată, dacă x este 0, când sunt x și din stânga spre 0, deci x și sunt în ordine crescătoare. Și la acela de x. Din f de x. Și vorba de limită pentru x fiind de la 0, din logaritm natural. Din cos de 3x supra totul, supra e la x pătrat, minus cosinus de 5x. Asta ar fi o limită, el ies. Iar limita la dreapta, limita la dreapta în 0, este limită pentru x tind de la 0x mai mare decât 0 din f de x. Care înseamnă limită pentru x tind de la 0 din f de x. Ce înseamnă limită pentru x tind de la 0, deci despre scând de data asta x și din expresia respectivă. Din radical din 7x plus 4 plus radical indice 3 din 5x pătrat plus 8 minus 5 supra radical indice 3 din 7x plus 1 plus radical indice 4 din 5x la 3 plus 16 minus 3. Iată aceste două limite. Practic, a calcula limita funcției respective înseamnă a calcula aceste două limite. Haideți să încercăm să vedem dacă avem noroc să găsim aceeași rezultat. Hai să vedem cum propui. Să răcum de prima limită. El ies. Hai să treci pe tabla de dreapta, unde avem spațiu suficient, să ne ocupăm limita la stânga. Vorbește? El ies. El ies în 0. Egal cu limită pentru x tinde la 0. Da. La 0 din. Din difracție. Logaritm natural din cos de 3x. Da.
Supra e la x pătrat minus cos de 5x. Cos de 5x. Înlocuim cu 0, să vedem ce poate avem. Cos de 3x 1, logaritm natural din... Nu cos de 3x, cos de 0. Da, cos de 0 e 1. 1. Logaritm natural din 0, 1, 0. Din 1 este 0. Din da. 1 este 0. E la 0, 1. Minus 1, 0. 0 pe 0. Suntem în situație de 0 pe 0. Nedeterminat așa. Cum propui? Sigur că da, din clipa în care vedem că e vorba de... Avem aici logaritmul din 1, 1 adunem și scădem în 1. Corect. Deci deocamdată măcar într-un loc ne descurcăm. Limita pentru x tinde la 0. Din linii de fracții mai întâi. Logaritmul natural din 1 plus cosinus de 3x minus 1 supra e la x pătrat minus cosinus de 5x. E cam mai departe cu limită, limită pentru x tind de la 0. Limită pentru x tind la 0. Din, construim fundamentala. Da, un pic mai sus scrie. Logaritmul natural din 1 plus cosinus de 3x minus 1 sub totul supra cosinus de 3x minus 1 ori cosinus de 3x minus 1 totul supra e la x pătrat minus cosinus 5x. Aceasta este fundamentala T1. Da. X tinde la 0. Corect. Din... putem aici să scoatem minus factorul da. Forțat de sus și de jos. Nu, no, numai de sus, o scos. Minus pe lângă. 1. Minus cos de 3x. 3x. Supra. E la x pătrat. Minus cos de 5x. Aici aplicăm fundamentala. Da. Egal cu limită pentru x tinde la 0 din minus 2 sim pătrat. 2 sim pătrat de 3x pe 2. De 3x pe 2, da. Supra e, e la x pătrat minus cosinus de 5x. Construim fundamentala. Da. Limită pentru x. Limită pentru x tinde la 0. Din linie de fracție. Minus 2 sin pătrat de 3x pe 2, totul supra 9x pătrat pe 4. Da. Ori 9x pătrat pe 4 supra e la x pătrat minus cosinus de 5x. Încadrăm fundamentala. Da. Minus 2 cu 4. Și egal mai departe cu limită. Limită. Pentru x tinde la 0. Din 9x pătrat. Minus 9x pătrat supra 2. Totul supra e la x pătrat. Minus cosinus de 5x. Am aici un ajuns. Da. Suntem tot în cazul 0 pe 0. Sigur că da. Minus 9 pe 2 este chiar în fața linii da. Fracției, egal cu minus 9 pe 2. De. Limită pentru x tinde de 0. Din x pătrat supra e la x pătrat minus cosinus de 5x. Da. X pătratul l-am văzut și tot mai la numitorul numitorului. Poți să scrii un supra
Deci egal cu minus. Pe x pătrat ăsta, da. Eu cred că pe x pătrat aici, da. Poți să pui tu așa. Da. Deci egal cu minus 9 pe 2, limită pentru x de la 0. Facem o dublă sub etajare. Da. Minus 9 pe 2. Limită pentru x tinde la 0. Da. Din e la x pătrat. Din 1 supra. Da. 1 supra. E la x pătrat. Deci îți fie așa mic, te rog un pic mai mare. E la x pătrat. Minus cos de 5x. Supra x pătrat. Cosul pe x pătrat. Și limita de 1, deci fac limita, ajută mai aici, egal mai departe cu. Minus 9 pe 2. Da. Pentru x tinde la 0. Păi, am zis că duce jos, trebuia să spui, cum să spui? 1. Ia spui 1 supra limită pentru x tinde la 0 din 1 minus cos de 5x pe 2. E la x pătrat, da. Ce părere ai limita asta? Ce părere ai de limita asta? Este 0 pe 0? Da. Cine are o inițiativă? Aici așa cu de 5 x putem să scriem ca 1. Nu? Păi l-ai stricat. La limite face el. Da. Nu? Dar atunci da. Supărai pe ăsta. Da. Cum să treci în fața lui la limite și la... Aici să treci de pași nu. Putem scrie la x, la puterea x pătrat ca logaritm natural? Nu. Nu. N-avem ce să scrie că e la x pătrat, e urât de scris. N-avem. Era o fundamentală, dar... A, e la ceva minus 1, nu? Da. Dar nu e din minus 1. Da. Și ce dacă nu? Sigur că da. Egal cu minus 9 pe 2, ori 1 pe... 1 plus 1 minus cos de 5x totul supra x pătrat. Și linia lungă de fracții. Hai să ne ducem pe tabla cealaltă, egal cu minus 9 pe 2. Minus 9 pe 2. Limită 1 supra. Limită pentru x tinde la 0. Și acum rupem în două. Da. Era x pătrat minus 1 pe x pătrat. Era x pătrat minus 1. Totul supra. X pătrat. Da. Scoatem, deci plus limită x tinde la 0. 1 minus cos